Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Ludovic Orban, fostul președinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Orban, și mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Salut telespectatorii care se uită la noi. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Orban, PNL-ul este la un pas să oficializeze intrarea la guvernare alături de Partidul Social Democrat. Domnul Câțu pare să fi renunțat la insistența de a rămâne premier. Partidul l-a desemnat pe domnul Ciucă. Pare aproape pasul ăsta. Veți pleca din Partidul Național Liberal în momentul în care președintele îl nominalizează pe Ciucă, iar Parlamentul votează un guvern PNL-PSD? Am anunțat de 2 luni. Dacă PNL face guvern cu PSD, voi pleca din Partidul Național Liberal. În USL ați rămas însă în momentul în care PSD și PNL au intrat la guvernare. Era mai tânăr. Erați mai tânăr. Bun, era o situație oarecum diferită. Să ne aducem aminte că USL a avut, să spun, o etapă intermediară. Alegerile prezidențiale din 2009, în care Antonescu, care era președintele PNL, a propus partidului și a impus susținerea lui Joană în turul 2. Atunci și a apărut pe scena națională domnul Iohannis, dacă vă aduceți aminte, că propunerea de premier din partea Partidului Național Liberal era Klaus Iohannis, care la data respectivă nu era membru PNL. Și înțelegerea a fost, dacă iese Joană președinte, Joană să-l numească premier pe Klaus Iohannis într-un guvern PNL-PSD. Ăsta a fost pasul premergător al USL. Au fost niște diferențe, oarecum la vremea respectivă PNL și PSD erau oarecum de aceeași parte a baricadei după alegerile prezidențiale. Era Băsescu atotputernic, care avea guvernul, avea toate instituțiile la dispoziție. Plus, USR a fost validat de electorat. A participat în alegeri ca alianță politică și a fost validat de electorat la data respectivă. Dar rezultatul USL este catastrofal pentru România și pentru PNL. Partidul Național Liberal, când a intrat în USL, avea intenție de vot de 23-25% și în alegerile europarlamentare, după ce a plecat din USL, a obținut 15%. PSD avea 28-30% intenție de vot și în europarlamentarele de după ruperea USL, PSD a luat aproape 40%. Și marele câștigător al acestei înțelegeri împotriva naturii, împotriva firii între PSD și PNL din 2011 a fost PSD. Domnul Câțu. Dar erau niște variante. Partidul Național Liberal în ultimii 4 ani de zile a avut un puternic mesaj de luptă anti-PSD. De altfel, unul dintre sloganele noastre în campanie era simplu. Vreți să scăpați de PSD? Votați PNL. Doar PNL poate să bată PSD. Adică are forța să bată PSD. Inclusiv în campania electorală de parlamentare, care practic este cea care a definit poziționarea pe ultimii 4 ani de zile, chiar Klaus Iohannis a imprimat o strategie de campanie anti-PSD, cu mesaje foarte dure anti-PSD. Chiar Iohannis a fost unul dintre purtătorii de mesaj ai acestei campanii împotriva PSD. Ajungem și la președintele Klaus Iohannis. Domnul Câțu acum este în situația de a rămâne pe o poziție similară cu cea în care ați fost dumneavoastră în relația cu el. Nu pe Câțu cu mine. Bun. Câțu a fost pe poziție similară cu mine, că a fost premier. Domnul Câțu rămâne acum doar președinte de partid cu un alt premier. Domnul Câțu nu mai e nimic. De altfel, inclusiv în perioada campaniei, cei care l-au susținut pe Câțu nu dădeau 2 bani pe el. Practic, bătălia a fost să mă schimbe pe mine din funcția de președinte. Iar schimbarea mea din funcția de președinte, dacă mă întrebați pe mine de ce, Iohannis s-a implicat cu toată forța și a utilizat toate pârghile pe care le-a avut la dispoziție, se datorează exact acestui proiect cu PSD. Pentru că știa despre mine că eu niciodată nu aș fi fost de acord cu un astfel de proiect cu PSD-ul. Niciodată nu aș fi dus Partidul Național Liberal
într-o guvernare cu PSD, aș fi preferat opoziție. Dar nu era necesar să fim în opoziție, pentru că noi am construit o coaliție de centru-dreapta care putea să funcționeze fără probleme 4 ani de zile. Are program de guvernare, avea toate, să spun, tot mezamplasul făcut pentru guvernare. De ce să distrugi o coaliție de centru-dreapta? De ce să distrugi un partid? De ce să aduci PSD-ul la putere? Puțină lume poate să înțeleagă. Eu am dat o explicație și cred că asta e explicația. Iohannis nu vrea să se pensioneze și vrea după 2024 să fie premier. Exact cum a fost în 2009. Și și-a ales ca partener pentru acest plan PSD-ul. Singura lui problemă e că nu o să mai rămână nimic nici din el, nici din Partidul Național Liberal. Înainte să vă întreb de planul lui Klaus Iohannis, de care spuneți că ați aflat la un moment dat, aș vrea să vă întreb un lucru mai personal. Domnule Orban, dumneavoastră ați fost președinte de partid. În politică azi ești, mâine nu ești. Au fost președinți de partid care au fost îndepărtați de partidele pe care le-au condus. Unii au fost excluși din partid. Cum e, domnule Orban? Cum vă simțiți astăzi să fiți președinte, iar a doua zi să nu mai fiți nimic? Am să vă răspund. Eu sunt Ludovic Orban și pentru mine nu are o foarte mare importanță dacă girez sau nu girez o funcție. Eu îmi exprim punctele de vedere, ideile, mă apăr de lucrurile în care cred cu aceeași tărie și cu aceeași forță, indiferent dacă am sau nu am vreo funcție. În ceea ce privește funcția de președinte al Partidului Național Liberal, funcția de președinte al Partidului Național Liberal pentru mine a însemnat o mare responsabilitate, o uriașă responsabilitate. Practic am dedicat toată energia, tot timpul, toate resursele de care am dispus conducerii Partidului Național Liberal. Și am dus Partidul Național Liberal la victorie, mai puțin alegerile parlamentare, când alegerile parlamentare, normal, au fost afectate de guvernarea în pandemie. Știm istoria. Dar omenește vorbind, oamenii care vă spuneau domnule președinte și care a doua zi vă întorc spatele. Domnul Negruțu, n-am prețuit niciodată adresarea de jos în sus cu admirație, cu de-asta. Pentru mine, funcția de președinte a fost o funcție ca oricare alta pe care a trebuit să o girez cu responsabilitate, să o girez cu profesionalii, să duc partidul la victorie. Dar n-am avut niciun fel oamenii din jurul dumneavoastră după ce n-ați mai fost președintele PNL? Nu fac parte dintre oamenii care își imaginează că dacă au o funcție importantă, sunt mai frumoși, mai înalți, mai deștepți, mai iubiți și mai apreciați de oameni. Când ești președinte de partid, când ești premier, în mare parte, cum să zic, atitudinea oamenilor față de tine este datorată dorinței oamenilor de a obține ceva de la tine. Și din cauza asta, ori eu sunt conștient de lucrul ăsta. Eu nu suport, de exemplu, să mă laud de cineva. După ce mă duc la emisiune, mi-am obișnuit toți cunoscuții și toți apropiații să nu mă laude. Le-am zis, bă, dacă tot vreți să-mi spuneți ceva de vreo emisiune, măcar să spuneți ce am greșit, că îmi faceți un bine ca să mă ajutați să mă îndrept. Nu mi-a plăcut niciodată. N-am avut fițe, farafaslăcuri, mofturi. Nu mi-a plăcut niciodată, cum să spun, pupincurismul și laudele deșanțate pe care le fac foarte mulți ca singur mod de a se legitima în activitatea politică. Ca atare, nu s-a întâmplat nimic cu mine și nu mă afectează în niciun fel faptul că astăzi nu sunt președinte al Partidului Național Liberal și că sunt pe punctul de a fi dat afară din PNL. Dar v-a dezamăgit cineva sau ceva ce mă afectează? Asta? Ce mă afectează? Mă afectează faptul că actuala conducere a Partidului Național Liberal și-a bătut joc de oamenii care au avut încredere în noi. Asta mă deranjează. Mă deranjează faptul că merg pe stradă și că îmi bat oamenii obrazul, inclusiv mie. Pentru că eu eram președintele partidului și eu eram candidat la funcția de prim-ministru în campanie. Și într-un fel eu mi-am angajat, practic, răspunderea ca președinte al partidului să facem lucrurile pe care am promis că le facem. Mă deranjează faptul că astăzi Partidul Național Liberal este o copie nereușită a PSD. Mă deranjează faptul că astăzi cei care conduc partidul și-au bătut joc pur și simplu de toate lucrurile care practic au reprezentat matricea
de baza Partidului Național Liberal. La ora actuală, v-am spus, nu e nicio diferență între PSD și conducerea PNL, decât mai degrabă în rău pentru cei din conducerea PNL. Cine v-a dezamăgit cel mai tare în perioada asta de două luni? De două luni, în perioada de criză asta, politică. În perioada două luni asta, de criză nu, politică. Criza politică a început în data de 1 iunie, când Câțu și-a anunțat candidatura la președinția PNL. Atunci a început criza politică, pentru că în momentul respectiv el nu s-a mai ocupat de guvernare și nimeni din cei care l-au sprijinit nu s-a mai ocupat de guvernare. Singura deci, lor Florin problemă Câțu a fost... este marea dumneavoastră dezamăgire? Vai, dezamăgire! Iohannis este primul și cel mai important și el este principalul vinovat pentru tot ceea ce s-a întâmplat în România, pentru criza politică catastrofală, pentru prăbușirea Partidului Național Liberal, pentru distrugerea coaliției de centru-dreapta și pentru distrugerea oricărei perspective de modernizare și de dezvoltare a României. Când s-a produs ruptura asta? Haideți să punem puțin lucrurile cronologic. Când ați constatat dumneavoastră că președintele Iohannis are un plan de a aduce PSD-ul la guvernare? În ultima perioadă a campaniei. Campanie de electorală? De fapt, bănuielile mele au început încă din momentul în care Câțu și-a anunțat candidatura la funcția de președinte. Pentru că am avut o discuție foarte clară cu Câțu legată de viitor și de înțelegerea care este între noi. În momentul în care și-a anunțat candidatura, am fost convins că el și-a anunțat candidatura pentru că a fost împins să candideze de Iohannis. Și normal că mi-am pus întrebări de ce l-a împins Iohannis să candideze. Că Iohannis nu mi-a zis niciodată în față, nu mai candida, că nu te mai vreau. Din potrivă, în discuțiile care le-am avut înainte de a mă anunța în februarie intenția de a candida pentru un nou mandat, a fost foarte pozitiv legat de candidatura mea. Și până la momentul în care și-a anunțat candidatura Florin Câțu, Iohannis n-a scos un sunet în discuțiile cu mine pe care să-mi spună că nu mă mai vrea. Pur și simplu m-am trezit cu Câțu candidat. Dar mi-am dat seama că e sprijinit de Iohannis, unul pentru că Câțu nu ar fi îndrăznit să candideze dacă nu era sprijinit de Iohannis și mi-am dat seama că sunt oameni după prima poză, cum era Ciucă, de exemplu. Ciucă nu ar fi făcut nimic fără să-i ceară acordul lui Iohannis. Ciucă are un singur șef, comandantul suprem al armatei, președintele României. Așa se raportează domnul Ciucă la președintele României. Virgil Popescu, Lucian Bode și alții, care erau în poza cu Câțu, ei nu îl apreciau sub nicio formă pe Câțu, erau acolo că au fost puși de Iohannis. Spuneți așa, am avut o înțelegere cu domnul Câțu. Să ne spuneți care era acea înțelegere. Luăm întâi o pauză de publicitate, ne întoarcem și continuăm discuția. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Spuneați, domnule Orban, înainte de pauză, că ați avut o înțelegere cu domnul Florin Câțu, pe care nu a respectat-o, anunțându-și candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Despre ce înțelegere e vorba? Fără să-mi spună nimic. Nici măcar n-a avut bărbăția să-mi dea un telefon, să mă invite, să bem o cafea, să-mi spună că el va candida la președinția PNL. Eu am aflat de la colegi care erau sunați de alți colegi să fie invitați la poza de lansare a candidatului. Contează ce înțelegere am avut. Cert e că nu și-a respectat înțelegerea. A fost o înțelegere între doi oameni. I-ați propus el față de mine nu și-a respectat și înțelegerea. Pentru șefia Băncii Naționale? Asta e un amănunt. Am avut o înțelegere pe care nu și-a respectat-o. Niciodată contează n-a negat. Contează și mizez pe transparența dumneavoastră. Nu a negat public. Un om care nu și respectă cuvântul într-o înțelegere cu un om care i-a acordat încredere, da? Să deții poziția de prim-ministru, nu cred că e așa... Sigur, sunteți un politician abil, evitați foarte bine întrebările, așa că am să vă întreb cât se poate de direct. I-ați propus domnului Florin Câțu susținere pentru șefia Băncii Naționale a României? A existat o discuție și pe tema asta, fără discuție. Dânsul bănuiesc că a acceptat această înțelegere. Păi, a fost un obiectiv de carieră pentru domnul Câțu... cel puțin în faza anterioară devenirii ca prim-ministru, înainte de a ajunge prim-ministru, el prețuia mai mult poziția de guvernator al BNL. A fost o discuție legată de subiectul ăsta. De altfel se și vede că el și-a reglementat relațiile cu BNR, cel puțin în perioada în care a fost ministrul finanțelor în guvernul pe care l-am condus eu. Dumneavoastră spuneți că domnul Florin Câțu este, de fapt, împins sau a fost împins de Klaus Iohannis. Cu domnul Câțu n-ați avut, la momentul respectiv, nicio discuție. În toată această perioadă, domnule Orban, ați avut o
discuție lămuritoare, bărbătească, sinceră, cu președintele Klaus Iohannis? Nu. Ați cerut-o, ați solicitat-o? Nu, dar am avut, după ce și-a lansat Câțu candidatura, am avut câteva discuții. La niciuna dintre discuțiile respective nu am primit niciun fel de semnal în sensul că să mă retrag sau să-mi spune Iohannis, nu mai candidat. Nu, nici vorba. Deci nu v-a spus nimic? Nu. Dumneavoastră ați iar în tras ultima concluzia lună că jumate, era un plan al președintelui. În ultima lună jumate, pur și simplu n-am mai discutat. Am mai avut doar discuții, două discuții telefonice legate de subiecte pe agenda coaliției. Atunci dumneavoastră ați tras concluzia că planul președintelui era, de fapt, aducerea PSD-ului la guvernare și de asta avea nevoie de domnul Câțu în poziția asta, dar nu v-a spus în nicio... M-am lămurit cu nicio în moment, ocazie că asta este planul. Nu. Evident că nu mi-a spus în nicio ocazie. Mi-am dat seama data de 1 septembrie, atunci am avut prima revelație. Când l-a demis Câțu pe Stelianiu, ministrul Justiției. Bun. Dumneavoastră credeți că este un plan sau așa au ieșit lucrurile? Nu, eu sunt convins că e un plan. Păi și ce ar avea președintele? Ce ar avea președintele de câștigat? Avea un guvern stabil, avea o majoritate, avea un partid care era vioară domnul întâia Grăciun, guvernării. A gândit din interesul personal, din punctul lui de vedere, să fie premier încă 4 ani. Nu vrea să se pensioneze după ce își termină mandatul de președinte. Asta e părerea mea. E o părere. Pe care îl susțin. Este o părere. E o părere, dar este o părere care este bazată pe... E bazată pe punerea cap la cap a multor informații, provenite din multe surse. Cum vedeți dumneavoastră această colaborare de 7 ani între PSD și PNL? Să vorbești de o colaborare pe 7 ani, ignorând faptul că în 2024 sunt alegeri, înseamnă să ne socotești cetățeanul român și democrația. Pentru că poate în 2024 nici PSD, nici PNL nu o să mai obține nici 10%. Cum își fac ei planuri pe 7 ani? Ei au rezolvat alegerile, adică ei consideră că... Eventual o să zică că nu mai facem alegeri. Sau facem din 7 în 7 ani. Democrația înseamnă alegeri și înseamnă că cetățeanul decide cine conduce. De exemplu, Partidul Național Liberal este prăbușit, literalmente. Eu așa ceva n-am trăit, sincer vă spun, n-am trăit o asemenea prăbușire niciodată în Partidul Național Liberal, nici măcar când Partidul Național Liberal nu era primul partid, partidul care îți câștige singur alegeri. O asemenea pierdere de încredere, o asemenea revoltă și o nemulțumire. Dumneavoastră vorbiți de prăbușire uitându-vă la sondajele de opinie. Simțiți că baza partidului sau la nivelul liderilor de nivel mediu este o revoltă în PNL față de această alianță cu PSD-ul? Pentru că dacă ea este, noi nu o vedem. Nu e o revoltă. Cei mai mulți nu au fost de acord. Votul care a fost dat în BPN pentru continuarea negocierilor cu PSD, asta s-a votat când am fost acolo. M-am dus special, dar m-am și implicat. Am comunicat cu colegii mei din BPN și nu numai colegii din BPN, colegii din birourile județene din țară. Pe acolo sunt președinți care nu și-au respectat mandat. Încep cu Vâlceanu. La Gorj, PNL Gorj a votat în unanimitate mandat să nu se facă guvern cu PSD-ul și Vâlceanu a numărat voturile, n-a votat. Iașu, Alexandru Muraru, consilierul onorific al domnului Câțu, președintele filialei PNL Iași, a avut mandat împotriva guvernului cu PSD și n-a votat. Marcel Vela, președintele PNL Cara Severin, a avut mandat și n-a votat. Adică nici măcar n-au respectat voința organizațiilor când au venit să voteze. Și oricum, acolo a fost un simulacru, că nu s-au numărat voturile pentru. Că le era rușine să ridice mâna. Când Vâlceanu a întrebat cine era pentru, acolo erau 68 de oameni, aveau nevoie de 35 de voturi pentru. Nu s-au numărat voturile pentru. S-a întrebat cine e împotrivă. Și s-a considerat că cine n-a votat împotrivă este pentru. Domnule Orman, spuneți că din analiza dumneavoastră ar reieși că domnul Iohannis a adus PSD-ul la guvernare. Cu siguranță. Doar că n-a fost singur. Domnul a fost singur? Rareș Bogdan,
vicepreședinția ai toată conducerea partidului. Asta descreierată. Dar dâns și ce au toată de câștigat? Toată conducerea asta descreierată, care n-are altceva în cap decât să asculte ordinele lui Iohannis, este a fost parte și este vinovat. E o acuzație care, desigur, face parte din retorica politică, mă gândesc. Nu folosesc astfel de... Descreierată înseamnă fără creier. Fără politică, fără să creier, așa. Fără creier, da? Domnule Orban, ce are de câștigat domnul Emil Boc prin aducerea PSD-ului la guvernare? Dar ce are de câștigat fiecare din cei care au impus această decizie? Ce au de câștigat? N-au nimic de câștigat. Și atunci? Atunci... De ce întrebați fac mă întrebați lucrul ăsta? De multe ori sunt întrebat lucruri, de ce fac Iohannis, de ce a făcut Iohannis chestiunea asta? Păi întrebați-i pe ei, nu mă întrebați pe mine. Poziția mea a fost foarte clară. Că ați lucrat poziția mea a fost foarte clară. Înainte, da? Când erați președinte al partidului, se presupune că lucrați cu oamenii ăștia. Domnule Negruțiu, dumneavoastră înțelegeți că eu pe Câțu și pe Iohannis, eu personal nu-i mai recunosc, oamenii ăștia parcă le-a luat Dumnezeu mințile, au un comportament irațional împotriva oricărei evidențe. Dar nu numai pe ei, inclusiv pe ceilalți, pe Boc. Dar de fapt nu e o surpriză la Boc, că Boc a fost premier, dacă vă aduceți aminte, în 2009, după ce a câștigat, în 2008, după alegerile parlamentare, după ce Tăriceanu s-a ținut tare, a zis că nu face guvern decât dacă e desemnat prim-ministru, fie cu PDL, fie cu PSD, până la urmă a încercat să impună o alianță cu PSD, dar s-a făcut guvern pe PDL-PSD. Stolojan, care fusese desemnat să formeze guvernul de Băsescu, nu a acceptat să facă guvernul cu PSD-ul și atunci cine a acceptat să facă guvernul cu PSD-ul? Boc. Așa că Boc nu e la prima colaborare cu PSD. Domnule Ludovic Orban, iar de altfel se știe foarte bine de... Credeți că a fost o greșeală? Care anume? Că PNL și PDL au fuzionat și că în prima linie a partidului, în echipa de negociatori, vedem în momentul ăsta foștii lideri ai PDL. Deci nu a fost o greșeală fuziunea. La momentul respectiv, readuc aminte, era 2014, după alegerile pentru Parlamentul European, în care PSD luase aproape 40%, PNL luase 15% și PDL 12%. Asta era, așa zisă, dreapta din România. Și urmau alegeri prezidențiale. Dacă PSD ar fi câștigat alegerile prezidențiale, practic era mult mai periculos pentru România, pentru că atunci ar fi controlat toate pârghile de putere din România. Ori, la momentul respectiv, fuziunea a avut o logică de coagulare a forțelor de centru-dreapta. Acum e adevărat că PDL e de fapt urmașul PD, e de fapt urmașul PSFSN. E adevărat că până în 2005 erau un PES în Partidul Socialist European și ascultau Internaționala Socialistă. Probabil le-a rămas la mulți în cap tot ducându-se pe acolo și ascultând Internaționala Socialistă de acceptă cu atâta ușurință. Dar este, încă o dată spun, mai puțin contează istoria sau așa mai departe. Ce contează este faptul că Partidul Național Liberal în campania pentru parlamentare s-a luptat cu PSD-ul. Unul dintre mesajele care le-am dat a fost scăpați de PSD, votați PNL, scăpați de PSD. Un proiect de guvernare de centru-dreapta pentru modernizarea României, pentru dezvoltarea României, pentru realizarea de reforme. Faptul că această conducere gașcă demolatoare aleasă la Congres, în cel mai nedemocratic Congres care exista vreodată în vreun partid politic în ultimii 30 de ani, a luat decizia de a face guvern cu PSD, reprezintă o batjocură la față de oamenii care au sperat, care au crezut în capacitatea de modernizare, de dezvoltare, de a face reforme a Partidului Național Liberal. Câțu și cu toată gașca în timpul campaniei erau numai cu reforme în gură, cu Raluca, reforme, Bode, reforme, toată lumea făcea reforme. Păi nu o să facă nicio reformă cu PSD-ul. Deci este, încă o dată spun, descalificant pentru colegii mei, foștii mei colegi în curând, care au luat decizia de a face guvern cu PSD-ul, ar trebui să nu mai aibă curajul până la sfârșitul vieții să iasă pe stradă să-i privească pe oamenii care au avut încredere în ochi. Ar trebui să se ascundă în gaură de șarpe și să se retragă din viața publică. Să comiți o asemenea trădare, o asemenea bătaie de joc față de oamenii care ți-au acordat încrederea, este lucru cel mai grav din punctul meu de vedere în democrație. Pentru că democrația reprezentativă se bazează pe cuvântul dat de oamenii politici în momentul în care cer votul,
că vor face anumite lucruri. În momentul în care tu faci contrarul la ceea ce le-ai promis oamenilor respectiv, înseamnă că acționezi împotriva oamenilor respectiv. Înseamnă că nu dai doi bani pe democrație. Înseamnă că nu îi respecti și că nu ții cont de părerea oamenilor care au avut încredere în tine. Înseamnă că nu mai ai ce căuta în politică. Bun. Asta e părerea mea. De ce nu a dorit domnul Iohannis să continue cu dumneavoastră și când v-ați certat sau răcit? Nu ne-am certat niciodată. Prima dată cu dânsul. Nu ne-am certat niciodată. De curiozitate, cum arătau întâlnirile dumneavoastră cu domnul Iohannis? Știți că n-am obiceiul să fac relatări de la discuțiile între patru ochi. Discutăm despre subiect și despre relația dumneavoastră cu Iohannis în acești ani după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors în fața ta continuă. Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Domnule Orban, cum a arătat relația dumneavoastră cu domnul Iohannis în acești ani? O relație, din punctul meu de vedere, foarte bună. Cum se raporta domnul Iohannis la dumneavoastră? Președinte, premier, șef subordonat? Păi prima parte a colaborării a fost doar cu mine ca și președinte al PNL. Evident că în discuțiile și în deciziile pe care le-am luat atunci când a ținut cu tot din adinsul să ia o anumită decizie, normal că i-am respectat în acele, să spun, decizii pe care și eu le-am considerat acceptabile. Pe de altă parte, n-am acceptat orice, asta se știe foarte bine. Ce nu ați acceptat? Partidul Național Liberal a avut o autonomie decizională foarte puternică. Ce nu ați acceptat, domnule? N-are, acum, dumneavoastră, practic am avut o colaborare de 4 ani. Mi-e foarte greu să vă spun acum, în 4 ani, cu ce n-am fost de acord, cu ce am fost de acord. În pandemie, spre exemplu, spuneați că v-a cerut la un moment dat să-l dați afară pe Raed Arafat. Am discutat subiectul ăsta, nu în pandemie. A fost la preluarea guvernării. În prima lună de la preluarea guvernării. Atunci. A fost. Era decizia mea, premierul. Era în pixul premierului, cum se spune. Dacă eu l-aș fi schimbat pe Arafat din funcție și mi-ar fi intervenit o situație de urgență în care sistemul n-ar fi reacționat și ar fi... Am spus, dacă un singur om se rănește sau își pierde viața, Orban va fi considerat vinovat că l-a schimbat pe Arafat și a distrus sistemul de urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență, care a fost construit de asemenea natură încât e dependent de deciziile pe care le ia Arafat și de implicarea lui Arafat și ascultă de Arafat. V-am spus, numai când s-au zis vânul schimbării lui Arafat, am avut memorii, mii și mii de semnături date de oameni de la pompieri, sistemul UPU și toate sistemele care erau în ăsta de susținere al lui Arafat. Bun, haideți să ne asta uităm fără puțin... să vorbesc eu public de asta, numai auzindu-se că se încearcă schimbarea lui Arafat. Haideți să ne uităm puțin la ce se va întâmpla. Va fi desemnat cel mai probabil domnul Ciucă premier. Cine va conduce guvernul, domnule Orban? Greu de spus. În niciun caz Partidul Național Liberal. Va fi o comandă de la Cotroceni? Sau credeți că PSD va fi vioara întâia guvernării? Bă, de anumite teme o să prevaleze voința lui Iohannis. În alte teme o să prevaleze voința PSD. În alte teme o să prevaleze voința lui Ciucă. Și asta dar se vede... cu siguranță Câțu nu va mai avea nici cea mai mică influență. Și asta se vede deja în împărțirea ministerelor. Ce ministere își dorește președintele, de pildă? Cu siguranță apărare externă, educație. Și justiție. Și justiție? Da. Și aici aș va pune președintele miniștri? Când am discutat de negocierea cu SR Plus și cu DMR, dintre ministerele avizatoare, președintele mi-a spus că preferă Ministerul Justiției, dar la negocieri împreună cu Florin Câțu, care fusese deja, să spun, acceptat de USR din cei doi candidați, că era Câțu și cu mine candidat, am hotărât că practic nu poți să conduci guvernul în mod optim dacă nu ai și Ministerul Finanțelor și noi am preferat Ministerul Finanțelor, nu Ministerul Justiției. De ce își dorește atât de tare PSD-ul Ministerul Finanțelor? Explicați-ne de ce este o miză cine pentru că ia Ministerul Finanțelor. Finanțelor este ministerul care practic controlează toată circulația banilor în România, implementarea legislației fiscale,
practic adună, colectează banii și decide cheltuirea banilor. Practic niciun ban nu se cheltuiește, de exemplu, fără viza de control preventiv, care este dată de Ministerul Finanțelor. Niciun buget nu se face, niciun obiectiv de investiție important nu se face fără aprobarea finanțelor. Din ce știți dumneavoastră până acum, PNL a cedat Ministerul Finanțelor către PSD? Nu am participat la negocieri și nu cunosc stadiul negocierilor. Bun. După și nu mă interesează, eu n-aș fi stat la masă cu PSD. Fiindcă nu-i târziu să se ridice, să plece, să-și ceară scuze față de oamenii care ne-au votat, să reia discuțiile cu USR pentru refacerea coaliției de centru-dreapta. Nu, serios, n-ați fi stat niciodată. Dacă dumneavoastră ați fi fost premier și asta ar fi fost singura soluție de a face o majoritate stabilă, n-ați fi stat niciodată la masă cu PSD? Nu. Guvern cu PSD? Nu se fac guvern cu PSD. Aș fi preferat să stăm în opoziție. Ați fi preferat să stați în opoziție, da, spuneți. Da, da. De altfel, vă aduc aminte mai multe momente în cariera mea în care s-a întâmplat lucrul respectiv. Vă dau un exemplu, că tot am vorbit de 2008. După alegerile parlamentare din 2008, Tăriceanu, după o săptămână în care și-a dat seama că nu mai are șansă să ajungă premier, a venit cu propunerea să facem guvern cu PSD, fără premier, cu Joana premier. Eu am votat împotriva acelei propuneri a lui Tăriceanu, pentru că n-am fost de acord să facem guvern cu PSD. Am fost singurul membru al delegației permanente care a votat împotriva constituirii USL, intrării în alianță între PNL și PSD și așa mai departe. Acum, de exemplu, am fost printre cei 22 și nu mai am fost, practic toți oamenii pe care am putut să influențez au votat împotriva continuării negocierilor cu PSD. Dar așa e firesc într-o democrație. Liberalii sunt liberali, socialiștii sunt socialiști, cu atât mai mult cu cât la noi partidul de stânga este un partid care e adevărat că s-a mai schimbat așa puțin tăl față de Partidul Comunist, dar își extrage în continuare seva din Partidul Comunist. Cât credeți că va rezista această construcție PSD-PNL? E greu de făcut o predicție. Părerea mea, atâta timp cât PSD va considera necesară prezența la guvernare. Dacă PSD va simți că pierde din guvernarea cu PNL și vă garantez că pierde, că nu are cum să câștige. Eu am văzut, de exemplu, analizele sociologice. Apropo de formula de guvernare pentru soluționarea crizei. De exemplu, un guvern PSD beneficia de un sprijin mai mare decât un guvern PSD-PNL. De ce? Aproape două treimi dintre votanții PNL nu erau de acord cu un guvern, ca PNL să intre în guvern cu PSD-ul și peste jumătate din votanții PSD nu erau de acord ca PSD să intre în guvern cu PNL. Ăsta este un guvern între PNL și PSD, este un guvern împotriva voinței dominante a alegătorilor care au votat cu cele două partide. Deci credeți că mai devreme sau mai târziu cineva va da pe cineva afară de la guvernare? Cu siguranță. Și cine va rămâne? PSD sau PNL? Problema este că nu cred că PNL va mai avea capacitatea să refacă o altă majoritate parlamentară în cazul în care dă PSD-ul afară. Oricum, domnul Negruț, simplu fapt că stai la masă cu PSD-ul ca să negociezi formarea unui guvern, deja te compromit. Nu te mai spală șapte ape după ce ai făcut lucrul ăsta. Dacă și faci, dacă și materializezi guvernul cu PSD, înseamnă că trădarea e totală și e definitivă. Înseamnă că tu nu ții cont de ceea ce au spus oamenii și tu ești de acord cu ceea ce se va întâmpla. Păi venirea PSD la putere înseamnă câteva lucruri. De exemplu, par reforme în justiție. Dacă nu facem reformele în justiție, nu vom scăpa nici de mecanismul de cooperare și verificare și e posibil să nu putem să luăm banii din PNRR. Pentru că dacă nu facem reformele care sunt incluse în PNRR, la un moment dat, Comisia Europeană ne va mai elibera tranșele de finanțare, conform regulamentului PNRR. Reforme în domeniul pensiilor. Au spus categoric că nu sunt de acord cu reformele în domeniul pensiilor. Reformele în domeniul fiscal. Deci, regimurile fiscale discriminatorii au fost stabilite de PSD și pentru constructori și pentru IT și pentru IT și guvernul Năstase a stabilit regimul fiscal discriminatorii și pentru cercetători. În PNRR este asumat obiectivul de a elimina aceste sisteme fiscale discriminatorii.
PSD nu cred că va fi de acord, dar sunt chestiuni majore în care nu poate exista întotdeauna. Nu o să mai facă nicio reformă. Credeți că PSD va fi de acord, de exemplu, cu reforma administrativă? Păi au stabilit codul administrativ, cel mai conservator cod administrativ care a existat în domeniul economic. Credeți că se va schimba ceva din viziunea economică a PSD-ului, care a fost mare luptător împotriva investitorilor străini, care întotdeauna prin ordonanță 114 practic a făcut praf piața de energie și toate celelalte piețe, care nu și-au revenit nici astăzi. PSD nu are nicio legătură cu economia capitalistă. PSD vrea să intervină, să controleze economia, da, să obțină avantaje. Ați pornit la drum, porniți la drum cu o nouă construcție politică. Cum va arăta partidul ăsta la care lucrați? La ora actuală, din societatea românească, partea dinamică, partea care a crezut în proiectul liberal, care are opțiune de centru-dreapta, indiferent că e liberală, conservatoare, creștin-democrată, care nu e socialistă, egalizantă. Deci partea, să spun, dinamică a oamenilor activi nu este reprezentată astăzi. Odată cu transformarea PNL în al doilea PSD, prin realizarea acestei coaliții de guvernare, culmea anunțată pe 7 ani de zile, adică tu le spui oamenilor, bă, nu mă mai votați, 7 ani de zile nu mă mai votați, că eu o să fiu cu PSD-ul. Adică eu sunt PSD. Vă dați seama cât de lipsiți de bun simț și nu numai de bun simț, cât de lipsiți de știință a politicului și cât de a cunoașterii psihologiei oamenilor. 7 ani de zile nu votați cu mine, că eu o să fiu cu PSD-ul. Asta spune conducerea PNL astăzi. Deci la ora actuală, tot publicul ăsta care e foarte larg, plus publicul care n-a fost votat, care așteaptă un alt fel de politică, are nevoie de reprezentare politică, o reprezentare care să fie corectă, onestă, cinstită, cu respectarea cuvântului dat, care să fie cu adevărat o reprezentare care să permită implementarea celor măsuri, indiferent că e vorba de măsuri de reformă, de simplificare, de debirocratizare, de eliminarea pomenilor care se dau, de eliminarea alocărilor de resurse în mod discriminatoriu, de eliberarea energiilor, de toate frânele care le sunt puse de administrație, de birocrație, pentru a permite cu adevărat reușita, de o creștere reală a calității sistemului de educație și a sistemului. Puțină lume vorbește cu adevărat, ca să spun, de niște reforme profunde care să schimbe bine lucrurile. Dacă îmi permiteți o paranteză, pentru că vă aud ea multă oară când pomeniți acest cuvânt reformă și noua forță politică va fi alcătuită tot din oameni care pleacă alături de dumneavoastră din PNL. Cei care nu văd. Nu e adevărat. Sunt unii care pleacă din PNL. Ce v-a împiedicat, domnule Orban, să faceți aceste reforme cât ați fost în PNL? Am fost la guvernare un an de zile. Într-un guvern care s-a ocupat de pandemie și cu o majoritate parlamentară ostilă, care s-a ostilizat Parlamentul imediat cum a intrat în campanie, s-a ostilizat. Iar odată cu pandemia, practic asta a fost principalul obiectiv. Dar chiar în condițiile date, gândiți-vă că, de exemplu, că noi am toate serviciile care le-am acordat, toate drepturile pe care le-am acordat, le-am acordat online, fără prezență fizică, fără hârtii, fără deplasare la ghișeu și așa mai departe. Și n-au fost puține lucruri. Secția specială? Pe care le-am acordat. Secția specială, odată cu referendumul pe justiție, eu am vrut adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru desfințarea secției speciale și nu s-a putut pentru că a fost referendumul pe justiție care a stabilit că nu se pot adopta prin ordonanță de urgență. Așa au hotărât 6,5 milioane de cetățeni români reglementări în domeniul justiției. Deci nu se putea emite ordonanță de urgență. De altfel, noi am făcut proiectul de lege. După ce am constituit coaliția de centru-dreapta, vă readuc aminte că în Camera Deputaților a fost adoptată o formă de desfințare a SIJ-ului, care ulterior a fost atacată și de ministrul justiției, Stelian Ion, deși fusese o decizie a coaliției, că altfel nu puteam să trecem prin Camera Deputaților forma respectivă de desfințare a SIJ-ului, iar ulterior UDMR n-a mai vrut să adopte nici forma care am adoptat-o, nici forma care a fost adoptată în guvern. Domnule Orban, foarte pe scurt, care este ambiția dumneavoastră cu acest partid? Ambiția electorală, unde vreți să-l duceți? Cum se va numi partidul? Și care este aliatul natural al partidului pe care îl veți face, existent, aliatul existent pe scena politică? M-ați întrebat de... Am făcut, de exemplu, am înființat un comitet interministerial pentru debirocratizare care a pregătit proiecte de acte normative care urmau să simplifice proceduri inutile, care plimbă omul pe drumuri sau compania sau persoana juridică.
Primul care l-a făcut Câțu când a venit, mi-a dat afară toți consilierii, inclusiv pe consilierul de stat, care era responsabil de Comitetul Interministerial pentru Debirocratizare, și nu l-a întrebat nimic, n-a făcut nimic din proiectele de acte normative care fusese... Să știți că intră pauza publicitară și nu o să mai aveți să despre nou partid. O să am ocazia să vorbesc de acum înainte. În mod evident, eu sunt liberal, dar liberalismul în România, începând din 1875, a fost un liberalism aparte, care a ținut, a fost foarte sensibil la latura națională, la reprezentarea intereselor naționale. De asemenea, a avut în sine, mai ales în perioada interbelică, o politică economică în favoarea capitalului autohton, să ne aducem aminte, prin noi înșine, politica partidului, și de o reprezentare corectă a oamenilor care, într-adevăr, cred într-un proiect de dezvoltare care este bazat pe eliberarea inițiativelor... O să vă rog, domnule Orban, după o scurtă pauză, ultima din această discuție, să ne spuneți și cum se numește, și vă întreba, Florin, cu cine vă vedeți aliați în opoziție, căci acolo veți fi. Ne întoarcem așadar imediat. Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi, Ludovic Orban este invitat. Vă întreba, Florin, înainte de pauză, domnule Orban, cum se va numi noul dumneavoastră partid și cu cine se va alia în N-am opoziție? Stabilit, nu stabilesc eu cum se numește partid. Eu o să adun toți oamenii, atât din interiorul PNL, cât și din afara PNL, pentru că sunt foarte mulți oameni care mi-au transmis mesaje pozitive și dorința de a adera la o construcție pe centru dreapta, care nu sunt membri ai Partidului Național Liberal. N-am stabilit numele vom hotărâ împreună cu toți cu cei care aderă la această mișcare. Ne-am gândit la mai multe denumiri, obligatoriu trebuie să fie ceva element liberal, național, partea de, să spun, există în zona de centru dreapta, cum era și în statutul PNL, anumite valori, principii ale creștinii, democrației și conservatorismului. N-am stabilit numele. Potențial parteneri? Păi, la ora actuală, în spectrul politic, nu cred că în afară de USR poate exista vreun alt partener, eventual, să spun PMP, dar PMP-ul e oarecum în afara Parlamentului și am văzut că PMP-ul ciocănește la ușa echipei câștigătoare. Și dacă se duce acolo... AUR este partid conservator, creștin? Domnul Negrețiu, AUR trebuie să se definească. Deocamdată s-a definit pe niște teme care sunt în special legate de pandemie, care, din punctul meu de vedere, nu reflectă o cristalizare doctrinară și mai ales, cum să zic, o poziționare inclusiv geopolitică. Eu sunt euroatlantist, sunt pro-european, sigur că am viziunea mea asupra modului în care trebuie să funcționeze Europa. Europa națiunilor, o Europa care... practic să păstreze foarte multe decizii la nivel național și o Europa care să țină cont de părerea tuturor țărilor, care să nu ia decizii la nivelul birocrației de la Bruxelles care să vină împotriva interesului general. Veți avea grup sunt euroatlantist. Domnule... Cel puțin în Camera Deputaților vom avea grup. Deci în afară de USR, din punctul meu de vedere, astăzi e foarte greu să vorbesc despre un posibil partener. La ora actuală, să știți că proiectul ăsta al unei alianțe PNL-PSD are ceva în sine profund nedemocratic. Unul, că este făcut împotriva voinței oamenilor care au votat cu cele două partide, și doi, pentru că această struțocămilă, acest mamut care se creează, practic va deține aproape toate instituțiile statului și toate instituțiile de interes local. Vă mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Orban. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, numai bine. La revedere!